Tocmai ce le-ați promis profesorilor că le veți dea hârtiile și ați făcut sau urmează să faceți comisia aceea care să am făcut comisia. Ați făcut comisia care va hotărâ ce anume hârtii vor tăia. Ce le transmiteți profesorilor în privința formării lor profesionale? Știm că sunt 70 sau 90 de puncte în fiecare, la fiecare 5 ani. Pe care 90 de credite. Credite, da. Transferabile. Credite prin care, adică pe care le fac și prin niște formalități, niște hârtii pe care le trebuie să le completeze, cursuri, în fine, participări. Ce le transmiteți profesorilor, de fapt? Eu și le cum scăpați de profesorii care... Nu neapărat să scăpați, dar cum îi aduceți, motivăm? Da, cum îi motivați pe profesorii care nu știu, nu sunt neapărat, nu au neapărat o vocație pentru învățământ? În primul și în primul rând îmi doresc introducerea masteratului didactic. Care era prevăzut. Este prevăzut în lege, dar încă nu a fost aplicat. Și am avut deja o discuție în sensul acesta și începând cu anul universitar următor, cu siguranță vom avea măcar să pilotăm în 4-5 universități un astfel de program. Legat de ceea ce spuneți dumneavoastră, tocmai de aceea am inițiat acest demers de a tăia hârtiile pentru profesori, pentru că mulți colegi profesori s-au plâns de faptul că nu se pot ocupa de elevi, nu se pot preocupa de realizarea unei fișe individuale de lucru pentru un copil care are nevoie mai mare de a lucra, tocmai pentru că stă să-și completeze dosarul pentru comisia X, dosarul pentru comisia Y, tot felul de documente care vin de pe o zi pe alta sau chiar ieri trebuia să dăm răspuns la ceea ce ne întreabă astăzi inspectoratul sau ministerul. Ca atare am zis, haide să facem, să luăm de pe umerii lor această povară ca să nu mai aibă de ce să spună că nu au timp să se ocupe de elev. Deci am luat această măsură nu numai pentru profesor, dar am luat-o și pentru elev. Pentru că ar trebui în felul acesta să se îndrepte către formarea copilului. Practica pedagogică pe care o face fiecare absolvent de facultate care vrea să intre în sistemul de învățământ durează cam vreo 3 săptămâni, te duci, vezi cum e o lecție la o clasă și cam asta înseamnă. Vezi schimba ceva în sensul ăsta? Prin introducerea masteratului didactic, tocmai asta este practica și faptul că ai un mentor care te îndrumă pe parcursul celor 2 ani, mergi și predai. Eu am predat încă de când eram studentă. A fost o conjunctură și să știți că m-a ajutat foarte mult chiar și atunci când am dat examenul de titularizare, pentru că deja cunoșteam lucruri pe care alți colegi de-ai mei din facultate nu le cunoșteau pentru că nu interacționaseră niciodată cu clasa decât la practica aceea de care vorbiți dumneavoastră, de câteva ore predate sub supravegherea profesorului de la clasă și a profesorului îndrumător de la facultate. Cu cât practica este mai mare, cu atât consider că și succesul acelui profesor, pentru că noi avem profesori foarte bine pregătiți. Sunt convinsă că toți, din punct de vedere științific, știu ce au de făcut. Dar poate că pregătirea pedagogică lasă un pic de dorit. Examenul de titularizare e un pic, nu știu, nu e potrivit pentru școli. Adică fiecare școală primește de la inspectorat profesori, știți foarte bine, iar profesorii sunt nevoiți aproape în fiecare an să dea acest examen, care chiar dacă e valabil 3 ani, ei dau ca să prindă un post. Asta din cauza că multe dintre catedre sunt rezervate și chiar dacă iei 10 la titularizare și n-ai loc, degeaba l-ai dat.
În privința asta, cum veți debloca situația catedrelor rezervate? Sunt câteva mii de catedre, adică nu sunt două, trei pe la Sibiu și pe la București, sau mai știu Aici eu. sunt prevederi legale. Știm. Și după cum bine știți, cândva legea educației naționale, când ea a fost în forma ei inițială, prevedea un alt fel de examen de titularizare. Numai că legea a fost modificată imediat, la un an după ce a fost dată, a fost modificată în sensul în care este astăzi. Inițial, legea prevedea ca fiecare unitate de învățământ să... Deci aleagă profesor. Corect. Prin acest examen de titularizare pe unitatea de învățământ și nu pe sistem. La momentul acesta, nu putem deschide chiar toate fronturile așa deodată într-un mandat atât de scurt, dar îmi doresc ca prevederile din programul România Educată, care are și deschiderea aceasta pentru examenul de titularizare, să fie aplicate în scurt timp și acel program să devină operațional, ca în felul acesta să deschidem alte drumuri și pentru titularizarea aceasta. Că sunt voci care spun că nu mai este. Ce se întâmplă cu profesorii care nu reușesc să ia minimum 7 ca să fie titularizabili sau minimum 5 ca să fie suplinitori? Există deja o prevedere, nu mai știu exact când a fost luată, cred că vara trecută sau Vara trecută, da. când ei, cei care Cei care nu nu... au luat nota 5. Da, dar după aia au venit cu un ordin pentru că se încălcau niște drepturi de ale muncii și ale liberii circulației sau ceva de felul. Este exact ca la elevii cu notele cu media de admitere sub 5. Îngrădești un drept al omului. Deci nu poți să vii cu măsuri din acestea discriminatorii și să spui de mâine, dar în același timp îi pedepsim pe elevi și spunem că dacă nu ai 5, nu ai ce să cauți în sistemul liceal, dar îi lăsăm pe profesori pentru că au dreptul la muncă. Deci trebuie să gândim lucrurile în așa fel încât să existe un echilibru totuși.